Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. O bucurie mare pentru că în săptămâna luminată îl am alături de mine pe prietenul meu drag, jurnalistul Oreste Teodorescu. Și am stat noi așa și ne-am gândit ce să vorbim noi în săptămâna luminată, pentru că ea se închide, bineînțeles, se închide cu un eveniment important. Este vorba despre prima duminică după înviere, Duminica Tomii, Duminica Tomii care închide săptămâna luminată, și motiv pentru care am lângă mine două cărți superbe. Este vorba despre Evanghelia după Toma, o carte publicată în portofoliul editurii Herald în colecția Manuscris, și cea de-a doua, Faptele apocrife ale apostolilor, Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma. La fel, tot în colecția Manuscris a editurii Herald, două cărți foarte dragi mie, foarte dragi și lui Oreste. Așa că hai să procedem. Și îți mărturisesc că m-am gândit cu fiica mea înainte de a începe acest material și chiar zâmbeam amândoi așa o grimasă în colțul gurii. Zic, fii atentă la ce m-am gândit. Cum începem acest material video? Cu ce întrebare? Da? Bun, pe parcurs noi o să mai dialogăm și o să vorbim cu precădere despre apostolul Toma și relația lui cu Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea cu care începem noi această poveste, acest dialog, este următoarea. Oreste, cum a început totul? Hristos a înviat. A început prin verb. A început odată cu cuvântul. Cu logosul. Și mai ales cu harul Duhului Sfânt, care se pogoară tainic printre oameni și îl mărturisește pe Dumnezeu cel viu. Așa cred că a început totul. Referitor la ce cartea menționată puțin mai devreme, Evanghelia după Toma, scrisă în prima jumătate a secolului al II-lea și descoperită, după cum știm cu toții aproape, în 1947 la Nag Hammadi, Egiptul de Sus, aproape de Luxor. Evanghelia după Toma, considerată de majoritatea cercetătorilor de origine gnostică, și aș vrea să le povestim, să le explicăm celor care ne urmăresc, de ce este un text de origine gnostică și de ce este un text apocrif, o Evanghelie apocrifă. Este compusă din 114 rostiri sau logios, regăsite parțial și în Evangheliile canonice, în Faptele Apostolilor și în unele dintre epistole. Păi, în primul rând, este considerată o carte apocrifă, întrucât nu se regăsește în canonul Bisericii Romane. Așa cum bine spuneai, face parte din seria de lucrări absolut fabuloase, remarcabile, descoperite în comunitatea de la Qumran, de la malul Mării Moarte. Este totodată cumva o carte pe care foarte mulți prelați ai ulterioarelor secole de după primele trei de creștinism au fost mai rezervați cu privire la ea, întrucât Toma, ca majoritatea totuși a apostolilor care se regăsesc în textele de la Marea Moartă, plasează templul lui Dumnezeu nu în afară, ci în lăuntrul omului. Teză care avea să fie preluată mai târziu și de curentul pneumatic și de curentul gnostic, care a avut reverberații și rădăcini destul de puternice până în 1285, când mișcarea catară de sorginte gnostică a fost distrusă la Montfort de către armata imperială, armata condusă sub mâna forte a unui papă de la Vatican. Este și una dintre preferatele mele, Evanghelia lui Toma, pentru că reiese atât de suav și de delicat din rândurile ei, o carte însufletită de Duhul Sfânt. E
aceea senzație pe care am resimțit-o citind majoritatea textelor descoperite la Qumran, unde cuvântul devine viu. Nu mai este o slovă, nu se adresează intelectului, nu are veleități teologale, ci pur și simplu este o rostire ca o răsuflare, ca o rugăciune a inimii, așa cumva, din care putem cu toții înțelege unitatea asta absolut perfectă a omului cu natura, a omului cu sinele său profund și al localizării foarte precise a lui Dumnezeu în inimile fiecăruia dintre noi. Pare așa cumva chiar și o oarește dispută discretă cu formula iudaică a marilor preoți și al templului, marelui templu din Ierusalim, pe care nu și cărturarii și fariseii și saducheii îl venerau ca fiind singura casă a lui Dumnezeu. Iar din Evanghelia lui Toma înțelegem că sub fiecare piatră, prin fiecare bătaie a aripilor unei păsări, prin fiecare zbucium, zglobiu al unui pește, în roa dimineții și în apusul de soare, se regăsește aceea solemnitate și sfințenie, ca într-un templu adevărat. Și atunci, templul din cărămidă, templul din mortar, tocmai construită pe cărămizile cărților, tot ceea ce este foarte drag până la urmă teologiei academice, e mult mai puțin importantă decât această comunicare directă prin viu grai, prin care Dumnezeu a vorbit omului, pogorându-și Duhul Sfânt asupra tuturor apostolilor și noi știm asta din faptele apostolilor care sunt consemnate, nu? Evident și în Noul Testament canonic. Toma e un apostol mai puțin cunoscut lumii creștine romane. El este cel care a fost predicatorul căii mântuirii și a mesajului nou al lui Iisus Hristos, ajungând până în India, trecând prin Orient, lucru care, mă rog, l-a făcut mai puțin accesibil, hai să spunem, grecilor, latinilor și mai târziu slavilor care aveau să traducă și să retraducă de fiecare dată cărțile originale. Dacă ar fi să facem o mică incursiune, să spunem, scurtă, istorică, cum a ajuns până la noi Evanghelia după Toma, probabil că prima mențiune a Evangheliei după Toma o face Hipolit din Roma, într-un tratat teologic îndreptat împotriva ereziilor, respingerea tuturor ereziilor. Cumva, mă rog, compus între 223-235 și acolo este citat, se pare, Logionul 4 într-o formă foarte diferită față de textul copt cât și de cel grecesc. Și autorul atribuie Evanghelia după Toma unei secte și se folosește de acest logion pentru a combate învățăturile sectei. La rândul său, interesant, Origen, poate unul dintre cei mai importanți scritori bisericești ai primelor 2 secole ale creștinismului timpuriu, amintește despre Evanghelia după Toma în prima sa omilie, plasând-o între scrierile heterodoxe. Și acum aș vrea să te întreb. Origen, la rândul lui, anatemizat Da. de biserică, contestat în secolele următoare de majoritatea prelaților și catolici și ortodoxi, contestat și de Irineu și necunoscut decât parțial și el, din păcate, în zilele noastre. Un Și mare din, teolog. exact, și din păcate, cumva marginalizat, nu atât din punct de vedere
sau nu doar din punct de vedere teologic, doctrinar, dar se pare că acolo au fost și el a fost susținut de anumite persoane și acolo au fost probabil și niște implicații de natură politică care au deranjat. Și atunci s-au întâmplat ce s-a întâmplat. Păi, majoritatea textelor gnostice care și-au rătăcina în manuscrisele de la Qumran contestă autoritatea și ierarhia bisericească. Nu o contestă într-un mod brutal și revoluționar, ci din totalitatea textelor înțelegem până la urmă că această vanitate a unora de a se numi pe sine oamenii lui Dumnezeu și de a exclude pe cei care nu fac parte din congregație și care nu respectă ierarhia, e ceva care nu vine de la Dumnezeu. Și n-ai cum să nu realizezi diferența asta destul de mare între viziunea ultradogmatică a bisericii față de universalitatea și blândețea cu care, în primul rând, Toma și apoi toți ceilalți apostoli care au Evanghelii apocrife, o transmit absolut fiecăruia dintre noi, fără niciun fel de deosebire. Adică în creștinismul de această factură nu există nici buze subțiri, nici ochi mijiți, nici respingere, nici diferențiere, nici dispută, ci o perfectă comuniune și o foarte frumoasă cuprindere a fiecăruia dintre noi între brațele Mântuitorului. Lucru care, desigur, în istoria bisericii canonice e cu totul altfel. Știm că după 1054 începe nu o dispută ideologică care s-a sfârșit prin multe confruntări militare între bizantini și latini, apoi mai târziu, după reformă, nu? Războaie nesfârșite între catolici și protestanți, apoi în sânul divizării bisericii protestante în mișcările neoprotestante, o sectarizare, o împărțire pe tabere, care se contestă și astăzi cu extrem de multă virulență. În aceste manuscrise ale primelor două, chiar trei secole, care se regăsesc astăzi foarte bine păstrate în Biserica Siriacă și în Biserica Coptă, mesajul de universalitate este fără nicio diferențiere. Și este și un mesaj al unei bucurii. Bucurie pe care Biserica Ortodoxă a înțeles-o ceva mai bine decât Biserica Apuseană, care cumva a sanctificat penitența, suferința, patima lui Isus. În mesajul acesta de factură gnostică e mai importantă decât suferința Mântuitorului, bucuria cu care el a îmbrățișat întreaga făptură omenească. Și atunci putem înțelege destul de lesne de ce acest tip de text, cum este și Evanghelia lui Toma, nu este pe placul, n-a fost, nu este și nu va fi niciodată pe placul unei biserici instituționalizate, care pretinde că doar ea are dreptate și că toți ceilalți care nu consimt dogmei impuse, sunt eretici, sunt sectari, sunt rătăciți, sunt apostați și așa mai departe. Uite, citind puțin din Faptele Apocrife ale Apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma, și apoi vom face o referire la trei evanghelii importante, sau două, de fapt, pe lângă Evanghelia lui Toma și Evanghelia Adevărului și Evanghelia Mariei Magdalena. O întrebare cumva retorică în Faptele Apocrife ale Apostolilor: cine erau apostolii Domnului Iisus Hristos? Păi erau, în primul rând, niște oameni foarte simpli, niște oameni a căror singură virtute era inima deschisă și blândă, care, în mod ciudat, nu erau deloc mobilați intelectual, nu aveau nicio precădere teologică, livrescă, culturală, nu făceau parte nici măcar dintre leviți, care erau cei mai citiți și cei mai respectați
în ierarhia triburilor iudaice și care erau considerați dătătorii de preoți, nu? Că mari preoți, înalții preoți, toți cei care administrau instituția Vechiului Testament, făceau parte dintre leviți. Nu fac parte nici măcar dintre cărturari, nici măcar dintre farisei și saduceii care reprezentau niște partide ideologic, spirituale, să le putem numi așa, că era o altă particularitate a poporului evreu de atunci. Erau hai să spunem, tagma cea mai de jos a poporului iudeu. Aveau meserii absolut obișnuite, rudimentare, care nu emiteau deloc pretenția a unui status social înalt. Lucru Pescari, care, pescari și mi-aduc da, aminte, da, și mi-aduc erau aminte de turghieri, erau pescari, erau vame și vameși, erau exact. negustori. Adică, în afară de Luca, care practica medicina și care era poate cel mai sofisticat intelect dintre apostoli, majoritatea, dacă i-am putea compara cu niște oameni de astăzi, ar fi așa, dintr-o clasă medie și submedie. Dacă i-am plasat în secolul trecut, ar face mai degrabă parte din clasa muncitoare și să rănească liberă cumva. Adică niciun caz dintre intelectuali. Trebuie să spunem că și la vremea respectivă, în contemporaneitate cu Iisus Hristos, cărturarii, că nu degeaba se numeau cărturari, erau foarte respectați pentru faptul că știau cel puțin 3-4 limbi de circulație internațională, știau greacă, știau ebraică, știau latină. Mulți dintre ei studiaseră nu doar Tora și Talmudul de la vremea respectivă, ci și alte cărți și traduseseră și alte cărți mai vechi din Orient și așa mai departe. Și făceau parte dintr-o elită culturală a poporului evreu. Cum spuneam, cu excepția lui Luca, toți ceilalți apostoli aveau atributele unor oameni extrem de simpli și de nebăgat în seamă de egoul ăsta social care ne mai bântuie și astăzi pe noi toți. Toma este interpretat în acești termeni, scrie în carte, geamăn al lui Hristos, apostol al celui înalt și coinițiat în cuvântul ascuns al lui Hristos, tu care ai primit cuvintele sale logia tainice, sau, versiunea siriacă, geamăn al lui Hristos și apostol al celui înalt, tu care te-ai împărtășit din cuvântul tainic al celui ce dă viață și care ai primit misterele Fiului Domnului. Aici, ca și în preambul, Iuda Toma sau Iuda Toma Didim este socotit depozitarul spuselor misterioase sau ezoterice ale lui Hristos, în care se regăsește revelația celui ce dă viață a lui Iisus cel viu. Se pare că Iisus Hristos a avut, n-aș spune neapărat cuvântul preferați, dar a avut câțiva ucenici, apostoli, poate mai apropiați. Și aici ar fi interesant să explicăm cumva și rolul lui, lui Iuda, da? Pentru că el practic a împlinit ceva ce trebuia să se împlinească. Multă lume, chiar și în zilele noastre, considerându-l un prototip al răului pe Iuda. Dar dacă înțelegem lucrurile mai subtile, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Și atunci mă gândesc, Iuda, mă gândesc la Maria Magdalena, mă gândesc la Toma. De ce a avut Iisus Hristos o relație mai specială? Mă gândesc chiar la un alt episod în care, după învierea sa, Iisus se arată la un moment dat apostolilor și, bineînțeles că nimeni nu o credea pe Maria Magdalena, că uite, mie mi s-a arătat. Da, în apropiere de capela unde a lui Iosif din Arimatea, unde Iisus Hristos a fost depus, și cumva ei nu-i dădeau crezare. Asculți această femeie care este mai presus de noi,
spune Petru, mai ales el avea o chestie cu Maria Magdalena. Așa, aveau niște polițe de plătit. Și la un moment dat, Toma, Iisus îi spune ceva și ceilalți, firește, curioși, ce ți-a spus Domnul? Mărturisește-ne și nouă. Și el spune, nu pot să vă spun, că dacă v-aș spune taina vorbelor sale, ați arunca în mine cu pietre de foc. Da, noi știm din creștinismul canonic că cel mai iubit dintre apostolii lui Isus era Ioan, care este și el evanghelist, da? Ioan evanghelist. Dacă citim textele de la Qumran, înțelegem că această fraternitate identică, că geamăn asta înseamnă frate întru totul, că nu se referă la termenul nu se referă la fraternitatea de trup, ci la fraternitatea duhovnicească, adică întru totul asemeni lui Isus. Acolo sunt doar câțiva numiți gemeni întru totul, adică nu toți apostolii au această titulatură. De exemplu, Petru nouă. Sigur că noi îl cunoaștem cumva pe Toma ca fiind Toma necredinciosul, acela care nu crede nu învierea Domnului și până nu bagă el degetul arătător prin stigmat, prin gaură, nu poate consimți că într-adevăr îl au în față pe Mântuitorul. Și cam așa, cu eticheta asta, a devenit cunoscut, cel puțin în spațiul nostru mioritic, aici Toma, ca fiind Toma necredinciosul. Poate și de asta el are o conotație așa cumva pe nedrept și pe nemeritat, ușor mai negativă față de ceilalți apostoli, ceea ce este absolut contrazis din perspectiva acestor manuscrise, unde Toma este cel care îl înțelege în adâncime și înțelege în adâncimea misiunea lui Isus, înțelege probabil că tocmai cei chemați să-L slujească și să creeze eclezia, nu comunitatea, fraternitatea lui Isus, aceștia îl vor trăda, se vor lepăda de el, vor construi deasupra lui o religie instituționalizată care nu are nicio legătură cu mesajul pe care Iisus îl adresează omului redobândit. Toma probabil de asta a fi fost trimis să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu în zonele cele mai înțelepte și în zonele cele mai profund ancorate în spiritualitatea acelor vremuri. Că vorbim de India, vorbim de Japonia, vorbim de China, vorbim de Orientul îndepărtat, care chiar la vremea respectivă, în contemporaneitatea, hai să zicem, lumii iudaice de acum 2000 de ani, erau considerați cei mai spirituali dintre oameni. Iar Toma este foarte bine primit acolo, întrucât nu spune însuși Iisus că el nu a venit să strice legea, ci a venit să o împlinească. Noi prin Toma înțelegem că Iisus nu vrea să dărâme legea veche. Legea veche care nu este doar a iudeilor, ci este legea veche a omului. Ci vrea să-i dea o cheie de boltă, vrea să-i dea un ultim arcan de înțelegere, ca toți cei care au fost spirituali autentici în lumea veche să înțeleagă cum se împlinește această râvnă și credința lor prin mesajul lui Isus, care nu este politic, nu este social, nu este economic, nu este revoluționar, zelot, așa cum probabil credeau mulți dintre apostolii contemporani cu Isus și nu numai apostolii, ci chiar și din toți cei peste 72-74 care au devenit câteva sute care l-au urmat pe Isus, care așteptau așa cumva foarte regionalizată povestea, o eliberare a poporului evreu de sub dominația romană, un mântuitor care să aibă niște veleități de mare conducător, de rege, de politician,
Adică un tip de Mesia pe care îl așteaptă și astăzi foarte mulți dintre iudeii care n-au primit Euharistia și nici binecuvântarea noului legământ al lui Dumnezeu cu omul. Toma, înțelegând foarte bine aceste profunzimi, nu întâmplător el se duce să le explice unora care știau foarte multe despre adevăr, dar nu le lipsea tuturor oamenilor până la Isus, le-a lipsit cheia care deschide poarta mântuirii, învierea. Și atunci, dacă privim din această parabolă, tocmai această necredincioșie a lui Toma de a pune el degetul prin stigmat ca să vadă dacă într-adevăr este Isus acolo, are cu totul și cu totul o altă înțelegere. O, de ce Toma și nu altcineva? Pentru că Toma a fost unul dintre cei care l-au urmat întru totul pe Isus, adică nu și-a exprimat necredincioșia față de învățătură. Probabil că și Iuda, într-un fel, de Ioan știm, Maria Magdalena știm, sunt cei care au fost foarte asumați, care și-au asumat chiar și întrebările, chiar și problematica, care nu l-au urmat fascinați pe Isus, ci l-au urmat pentru că l-au înțeles cu adevărat, au înțeles rostul lui, misiunea lui, scopul lui, care pare ciudat, adică noi știm, mă rog, și prin prisma evanghelilor canonice, că Petru, care s-a arătat cel mai râvnitor și cel mai apropiat de Isus, are acel moment de tulburare când Isus îi spune, adevărat îți spun ție, nu, că nu va cânta cocoșul de 3 ori și te vei fi lepădat Lepădat de tot mine. de atâtea ori de mine. Petru care a spus, Domne, sunt gata să-mi dau viața pentru tine, te voi urma până la capăt, îi ceartă pe toți apostolii când fug atunci când oamenii Caiafei și Anei, marilor preoți ai templului, vin să-l înșfache pe Isus și să-l ducă la Pilat din Pont să-l judece pentru blasfemie, pentru erezie, pentru apostazie și așa mai departe. Petru e foarte râvnitor atunci, scoate sabia, țineți minte, taie urechea unuia dintre Soldat. slujitorii înaltului preot, unui soldat. Dar până dimineață, conform ziselor Mântuitorului, dă îndărăt. Ceea ce probabil ceilalți apostoli nu au făcut. Asta nu îl face mai puțin important pe Petru în această economie a fraternității, a gemeniei întru Hristos, pentru că și Petru mai târziu, nu, după înălțarea lui Iisus Hristos, devine un purtător foarte destoinic și autentic al cuvântului. Și își duce misiunea apostolicească de a aduce buna vestire întregului norod de pe pământul ăsta, într-un mod cât se poate de admirabil, precum toți ceilalți, adică, dar are și el momentul lui de slăbiciune. Maria Magdalena l-a urmat pe Iisus fără niciun fel de reținere, Rezervă, da. de când a înțeles ce a făcut, de fapt, acest bărbat tânăr frumos, care alături de mama sa o ridică dintre pietrele alea pe care abia așteptau să le arunce mulțimile înfierbântate de caracterul discutabil al profesiunii pe care o avea Maria Magdalena, nu de prostituată, pentru că nu există acel termen la vremea respectivă, ci de curtezană, mai degrabă ar avea un sinonim dacă îl căutăm în cultura japoneză cu geisha, femeie care era foarte elevată, foarte inițiată în anumite taine ezoterice ale vremii respective și care putea întreține foarte cordial și foarte interesant tot felul de relații și de raporturi cu mai mari societății evreiești, nu exclusiv relații sexuale, ca să ne înțelegem. Și această femeie extrem de rafinată, de elevată, care, mă rog, ajunge la un moment dat să fie acuzată de unul dintre păcatele de moarte, care era adulterul, înțelege nu că a salvat-o de la moarte bărbatul acela înalt și frumos de pietrele detractorilor ei,
Și a înțeles foarte bine ce înseamnă ridică-te, femeie, și nu mai păcătui. Această ridicare din păcat și această așezare a femeii pe un postament pe care lumea antică, cel puțin cea evrească, nu îl putea lua în considerare. Nu doar egală cu bărbatul, ci mai presus. E o corespondență foarte interesantă cu cealaltă Marie, care este mama lui Isus, și care este și ea mai presus chiar decât toți heruvimii, serafimii, îngerii și arhanghelii, mama lui Dumnezeu, care este în blândețea ei umilă acolo și în simplitatea ei extraordinară, este mama lui Dumnezeu totuși, adică. Și atunci cele două Marii sunt cele două ipostasuri ale femeii pe care Mântuitorul le ridică la locul lor. Ele nu sunt nici sclavele bărbatului, nici obiectele plăcerilor lor, nici doar niște crescătoare de plozi și întrebuincioase doar în gospodărie, ci sunt niște vehicole prin care se poate manifesta Duhul Sfânt de o foarte înaltă și profundă spiritualitate, chiar mai presus decât a bărbaților. De aceea și Petru, care era râvnitor așa și destul de alfa printre, dacă pot să folosesc expresia asta, printre prietenii lui Isus, nu înghițea foarte bine pe Maria, pentru că nu înțelegea de ce Mântuitorul îi atribuie o importanță și un rol Exact. atât de mare. Dragii noștri, a fost alături de noi Oreste Teodorescu și am vorbit despre Evanghelia după Toma. Am să vă mai arăt încă o dată Evanghelia după Toma. Și am amintit și faptele apocrife ale apostolilor Petru, Pavel, Ioan, Andrei și Toma. Ambele cărți le găsiți pe site-ul editurii Herald în colecția manuscrisă, o colecție superbă pe care noi vi-o recomandăm cu mare, mare drag. Mulțumim, Oreste, și ne dăm întâlnire la un nou episod de Cărți Deschise pentru Minți Deschise aici pe platformele editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi și vă dorim o zi și o săptămână binecuvântată. Mulțumim, la revedere! Hristos a înviat, Doamne ajută tuturor!